acum vreau să vă vorbesc despre domnul Marc Sebastian Mesaroș. Cine este domnul Marc Sebastian Mesaroș? O să-l vedeți dumneavoastră aici. Un copil extraordinar de talentat care a reprezentat Maramureșul, care a reprezentat România pe scenele lumii, cum alții nu au făcut-o. Domnule Marc Sebastian Mesaroș, vă rog să ne prezentați câte ceva din ceea ce știți și puteți dumneavoastră. Păi, mie mi se pare foarte frumos cum evenimentele culturale se petrec aici și sunt chiar foarte frumoase și bine și complexe și mă bucur foarte mult că se organizează așa evenimente și particip cu drag la ele. Și eu mi-am pus următoarea întrebare, domnul Babiciu, mi-a pus întrebarea următoare. Cum mai aduce Hollywoodul la Siget? Mi se pare că aceste două lucruri, Maramureșul și Hollywoodul, s-ar completa foarte bine, pentru că la Hollywood există multă cultură ca și Maramureș. Și mă gândesc că aceste două elemente s-ar putea completa foarte bine împreună și ar face evenimente de mare amploare. Și mă gândesc că ar fi foarte, foarte frumos. Mulțumesc! Demonstrație. Deci, una dintre surprize este Marc. Cunoașteți cu toții că la nivel mondial la Hollywood au fost invitați toți tinerii talentați din lume. Acolo, prietenul meu, tenismenul de-al alteri, de când a părăsit tenisul, a devenit vedetă. Și din 100 și câte țări? 61. 61 de țări a fost ales cel mai bun, cel mai mare talent din lume. Are, te rog frumos să-i prezinți, ia uitați-i medalea acolo așa. A participat la... Spune tu la câte ai participat, ca să nu te încurc eu, dar la urmă nu vreau să cânt nici la chitară, nici la pian, nici să vii cu clopul Moroșănescu care ai fost acolo. Vreau să ne demonstrezi ce știi tu face numai așa din gură, bine? Bine. Păi, eu am mai fost la multe evenimente, cel mai mare este acesta World Championship of Performing Arts, campionatul mondial al talentelor. Aici am luat 3 medalii de aur, 2 medalii de argint și titlul de campion mondial. A fost foarte, foarte bine, deci experiența asta a fost unică, unică în lume și sunt foarte bucuros că am putut să ajung acolo. Și am mai fost la Nextar în România, aici la Antena 1 ați putut să mă vedeți. Aici am ajuns până în finală, unde am cântat cu Anda Adam. Și acum să vă arăt puțin din ce știu eu. Ladies and gentlemen, are you ready? Abraba, my name is Abraba Mark. Let the beat drop. Like the boom.
ready. I'm gonna rock right now.